Ce se întâmplă dacă consumi prea multe proteine sau prea puține? Ce faceți, prieteni? Astăzi vom discuta despre consumul de proteine. Ce se poate întâmpla dacă vom consuma, să zicem, unele zile prea multe proteine, unele zile prea puține proteine și dacă este ok să ne gândim că egalăm consumul într-o săptămână. Adică, să zicem, poate eu am nevoie de 150 de grame, dar într-o zi mănânc 100, într-o zi mănânc 200 și cumva se echivalează și facem o medie. Să vedem dacă acest lucru este posibil. În primul rând, trebuie să știm că sunt 3 macronutrienți. Da? Avem proteine, carbohidrați și grăsimi. Pentru 2 dintre acești 3 macronutrienți avem rezerve. Avem să-i stocăm. De exemplu, pentru grăsime avem aceste rezerve de grăsime de care vrem să scăpăm. Avem depozite de grăsime peste tot în corp. Pentru carbohidrați avem rezerve de glicogen în mușchi, rezerve de carbohidrați și în ficat. Deci, dacă avem nevoie de carbohidrați mai târziu, îi mâncăm acum și aceștia se pun în aceste rezerve și putem utiliza mai târziu când avem nevoie. Dar pentru proteine, din păcate, nu avem. Adică nu putem mânca acum, să zicem, 500 de grame de proteine și să-i utilizăm pe parcursul săptămânii. Vom folosi proteina de care avem nevoie în momentul acela, în ziua respectivă, într-o perioadă relativ scurtă de timp, după care excesul va fi eliminat. Asta ce înseamnă? Înseamnă că dacă vom consuma prea multă proteină într-o zi, pur și simplu o vom elimina. Asta înseamnă că acest lucru, dacă se întâmplă constant, să zicem să mănânci prea multă proteină, o cantitate prea mare de proteină constant, pur și simplu vei pune un anumit stres pe ficat și pe rinichi, pentru că organismul tău nu va beneficia din urma acelui consum, pur și simplu va elimina acel exces de proteină. Nu vei pune mai multă masă musculară dacă consumi mai multe proteine. Și aici, ca să și traducem exact în grame, studiile au mers cam până în 3 grame pe kilogram. Deci necesarul nostru pentru a crește în masă musculară este de cam 1,8 grame pe kilogram până în 2 grame pe kilogram. Deci dacă ai, să zicem, 70 de kilograme, cam 140 de grame de proteine vor fi suficiente pentru a crește în masă musculară. În momentul în care vrem să slăbim, putem urca un pic numărul, să zicem, 2,2 grame pe kilogram sau 2,3, pentru că mai ardem din acele proteine, prin faptul că avem acel deficit caloric, se mai pierd. Le mai utilizăm pentru energie, pentru un proces destul de incomod pentru organism, dar se întâmplă să se mai piardă acele grame de proteine și de asta mâncăm ceva mai mult, ca un fel de asigurare, să avem acolo, nu se știe. Dar ce este peste 2,5, 3, 3,5, chiar dacă, să zicem, nu ți afectează sănătatea să mănânci 2,7 grame de proteine, s-a dovedit că nu are un efect negativ asupra sănătății, încât chiar să-ți afecteze ficatul în punctul în care să devină, să zicem, avariat. Dar este inutil. Apoi, avem partea de prea puține proteine. Ce se întâmplă dacă consumăm prea puține proteine? Pur și simplu, corpul nu va avea suficiente proteine pentru a alimenta antrenamentele pe care le ai. Pentru că în momentul în care avem un antrenament, corpul nostru are nevoie de proteine pentru a construi acele blocuri înapoi. Corpul are nevoie de aminoacizi pentru a construi practic aproape orice din organism. Dacă nu îi dai suficiente proteine, nu va avea cum să se recupereze cum trebuie, nu vei avea cum să crești în masă musculară. Deci acesta este, să zicem, criteriul. Din păcate, nu putem echivala la finalul săptămânii. Lucru care se poate face cu carbohidrații, de exemplu. Dacă ai un anumit număr de carbohidrați, mai mulți într-o zi, mai puțin într-o zi, se cheamă ciclizare de carbohidrați, se poate face, nu e niciun fel de problemă. Și cu grăsimile, la fel, deși grăsimile sunt esențiale, spre deosebire de carbohidrați, fără carbohidrați poți să trăiești, fără grăsimi nu prea poți să trăiești, pentru că acestea sunt esențiale în anumite funcții ale corpului, adică ai nevoie de grăsimi sănătoase pentru a produce hormoni, pentru funcționarea optimă a organismului. Dacă consumi, să zicem, 5 grame de grăsimi într-o zi sau 10 grame de grăsimi, ceea ce este destul de puțin și greu să ajungi, dar să zicem 10 grame de grăsimi într-o zi și într-o zi 100 de grame, tot nu va fi așa o problemă ca și cu proteinele. Grăsimile trebuie să rămână și ele într-un punct mai stabil, dar nu la fel de mult ca și proteinele, pentru că de bine de rău grăsim mai avem și în rezerve. Dacă consumi un pic mai puțin, nu va fi neapărat o problemă. Și cam aceasta este. Din păcate, nu putem echivala de la o zi la alta cantitate de proteine și este bine ca nivelul nostru să fie constant. Adică să te asiguri măcar că ai necesarul de proteine. Dacă mai fluctuezi restul macronutrienților, nu este așa o mare tragedie, dar proteinele să rămână într-un nivel stabil. Sper că v-a ajutat acest video. Bineînțeles, nu uitați de like, nu uitați să vă abonați la acest canal și noi, bineînțeles, că ne vom vedea la videoul următor. Pa!